frumoși copii. Să știți că a fost sărbătoare și la noi deja, pentru că Antena a împlinit 30 de ani de la prima emisie, iar momentul a fost marcat cu un eveniment special. Întreaga echipă s-a reunit la o petrecere cu sute de invitați, iar atmosfera a fost întreținută de Loredana Groza și de Delia. Și vreau să pun o întrebare, de fapt să facem o încălzire ușoară. Care este prima literă la alfabet? N-am auzit nimic. Care e prima literă din alfabet? Care este cuvântul care definește cel mai important trus și cel mai primul trus de presă din România? Începe cu A și se termină cu A? Antena, încă o dată, n-am auzit. Suntem cei mai buni? Dar e un moment de sărbătoare și chiar mă bucur că sunt aici. Uite, avem posibilitatea să ne revedem în primul rând. Antena 1, Antena 3 CNN, mereu împreună, exact. Pentru următorii 30 de ani. Pentru mine sunt 17 ani de când sunt în această mare familie. Sunt extrem de mândră de tot ce s-a realizat în toți acești ani. De 30 de ani, Antena este în casele dumneavoastră, în sufletele dumneavoastră și dumneavoastră, cei de acasă, sunteți în inimile noastre și vă mulțumim pentru fiecare zi, fiecare clipă și fiecare minut pe care ni l-ați dedicat. În seara asta am realizat că totuși contează ce am făcut în anii ăștia și sigur că pentru public mulțumirile sunt banale, toată lumea le mulțumește, dar pe bună dreptate. Adică nu vreau să spun ceva foarte complicate și aș putea. Sunt foarte bucuros că sunt aici, că sunt în viață, că stăm de vorbă și mă bucur că sunt încă foarte mulți oameni care se uită la emisiunile pe care le realizez. 30 de ani înseamnă o viață de om, înseamnă locul în care am crescut, înseamnă parcurs de la o puștoaică de 18 ani și până la momentul de azi. E foarte greu de sintetizat, dar fericită că am ajuns aici. O să sărbătorim și la 40, și la 50, și la 60. Am ajuns într-un sos, dar mulți dintre noi că am fi niște copii și iată-ne acum că suntem niște oameni în toată firea care avem copii. Unii dintre noi sunt bunici și asta mi se pare fabulos. La mulți ani, trustului Antena!